Frig și lapoviță în acest weekend în țară. Conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile scad semnificativ și vor aduce ger în mai multe zone ale țării. La ce să ne așteptăm mai exact, ne spune în cele ce urmează Mirela Polifronie, meteorolog de Serviciul Administrația Națională de Meteorologie. Bună ziua! Bună ziua! Vă rog, ce dată aveți, doamna Polifronie? Într-adevăr, în următoarele zile, vremea, pe parcursul zilei, se va menține apropiată de normalul perioadei în mare parte din țară, însă dimineața și noaptea va fi destul de rece, temperaturi sub minus 10 grade se vor înregistra în depresiunile din estul Transilvaniei, în rest cam în general minus 6, minus 7 grade până spre 0 grade, cu valori mai ridicate pe litoral până spre 3-4 grade. În zonele joase de relief, în următoarele 3 zile se va semnala, va fi ceață sau nebulozitate joasă, în schimb, în zonele de munte și de deal, vreme frumoasă, cu valori apropiate de normal și cerul va fi mai mult senin. De sâmbătă și mai ales de sâmbătă seara, sâmbătă spre duminică, în jumătatea de nord a teritoriului se vor semnala precipitații. Acestea vor fi sub formă de nisoare la munte, ploi în rest, însă nu este exclus, mai ales în centrul și în nord-estul teritoriului, să apară și sub formă de lapoviță. Iar în partea de sud a teritoriului, pe parcursul zilei de sâmbătă, va fi nebulozitate joasă sau ceață, iar din noaptea de sâmbătă spre duminică sunt șanse mari să avem și ploi. Poate trecător în zonele de deal din partea de sud a țării să fie precipitații sub formă de lapoviță și nisoare. Duminică, luni și marți, temperaturi în jurul normelor, dar chiar în unele regiuni chiar și mai coborâte față de normalul perioadei, iar probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată, în special în zonele de munte, unde ne așteptăm în continuare să avem precipitații predominant sub formă de nisoare.